Pe podul care leagă Crimea de Rusia a fost restabilită circulația. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul rus Marat Kusnulin, care a declarat sâmbătă seara că podul peste strâmtoarea Kerch a fost redeschis parțial pentru trenuri și mașini. Structura lungă de 19 km rămâne deocamdată închisă pentru camioane. Totodată, operatorul serviciului de transport feroviar de pasageri din Crimea a anunțat că deja primele două trenuri au plecat din orașele Simferopol și Sebastopol din peninsulă către Moscova și Sankt Petersburg. Vicepremierul rus Marat Kusnulin a anunțat sâmbătă seara într-o conferință de presă că ambele benzi ale podului Kerch vor fi redeschise duminică. Demnitarul a spus că Federația Rusă a trimis experți să evalueze daunele produse de explozie. A fost reluat traficul auto pe o bandă. În această seară vom pregăti totul astfel încât mâine, în timpul zilei, să fie reluată circulația pe două benzi. Totodată, aseară primul tren de pasageri a traversat podul din Crimea. Azi dimineață, autoritățile ruse au anunțat că traficul feroviar a fost restabilit pe pod în ambele sensuri. Președintele Ucrainei a venit cu o reacție în urma exploziei de pe podul Kerch. A fost o zi însorită pe teritoriul țării noastre, aproximativ 20 de grade Celsius. Din păcate, în Crimea a fost înorat. Dar cât de înorat nu ar fi, ucrainenii știu ce fac. Ei mai știu că viitorul țării noastre este însorit. Este un viitor fără ocupanți pe tot teritoriul nostru, inclusiv Crimea. Amintim că podul Chirce a fost construit cu costuri mari la ordinul lui Vladimir Putin și servește în special pentru transportul echipamentelor militare rusești pentru armata rusă care luptă în Ucraina. Sâmbătă, 8 octombrie, podul care leagă Crimea de Rusia și care a fost declarat de către Moscova cel mai protejat din lume a fost aruncat în aer.